Bună seara, dragi prieteni și mai puțin prieteni. Peste exact o săptămână, Timișorenii își vor cam fi ales viitorul în materie de administrație locală, secțiile de vot apropiindu-se de închidere. Dacă actual primar a refuzat cam orice ține de dezbaterea liberă sau ieșirea în spațiul media necontrolat, Pornind de la acest microfon liberal Timișoarei, de la podcast pe Begar și până la invitația Fundației Independente pentru Tineret Timiș, iată că vine pe la noi principalul său contracandidat, la fel cum au făcut și alți competitori electorali care nu au nimic de ascuns. Îi spunem bună seara domnului Nicolae Robu. Bună seara, domnule. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, Mircea. Bună seara, bună seara celor care ne urmăresc, desigur, cu tot o. respectul o săptămână înainte de un verdict care va atârna patru ani de zile, exact așa cum spuneam, cum arată pentru dumneavoastră? Ați ieșit în teren, ați luat pulsul orașului. Ce spun timișorenii? Am fost în peste 30 de locații, însoțit de colegi de echipă și favorabilitatea pe care am găsit-o este dătătoare de mari speranțe că o să câștig, o să câștigăm la nivel de echipă această competiție electorală. Foarte mulți timișoreni mi-au spus că nu mai pot suporta să continue lucrurile cum s-au derulat în acești patru ani și că au speranța că dacă eu voi câștiga alegerile, Mișoara va avea din nou un puls sănătos, va fi un oraș al florilor, cum a fost cândva. Eu știți bine că am umplut de flori peste tot unde s-a potrivit să avem flori. Un oraș sigur că nu s-au întâmplat atâtea lucruri și în privința asta cât am fost eu primar câte s au întâmplat în acești patru ani, un oraș în plină dezvoltare. Am luat mereu premiul Forbes pentru cel mai dinamic oraș din România. Ori Forbes este o revistă cu economică de o reputație dincolo de orice semne de întrebare. Și, bineînțeles, că Timișorenii vor să-și vadă orașul, măcar cum a fost, dar cum e și firesc aspiră la mai mult decât atât. Ori eu, exact la așa ceva mă angajez. Nu mai pot suporta împăvărarea asta cu taxe nesimțite, nerușinate de-a dreptul în, pe câteva secvențe. Nu, toate apropo sunt așa. De asta, apropo de asta, pentru că ați anunțat în campanie, haideți să reamintim care dintre aceste taxe mărite în masă da. la Timișoara vor face obiectul unor reduceri. În primul rând, Aș vrea să vorbesc despre taxarea par parcării rezidențiale. omul plătește pentru mașina pe care o are. Are alte contribuții la bugetul local, pe care, de consecință, fiecare cetățean al Timișoarei este coproprietar pe domeniul public. Și eu consider că nu e cazul, ba chiar consider că e deplasat, oricâte exemple mi s-ar da cum este, mai știu eu pe unde, prin alte părți, nu e cazul, ci e deplasat, reiau ideea, să îi iei bani omului că își parchează mașina lângă locuința lui. Trebuie să aibă și el atâta respect până la urmă, că nu e vorba de o taxă foarte mare aici. Un abonament a fost 70 de lei pe an. Bun. Dar lucrul în sine mi se pare deplasat și cu atât mai mult cu cât asemenea taxă s-a generalizat practic în oraș, în locuri unde primăria nu a făcut absolut nimic. A pus doar tablele taxă, a pus cu aceeași nerușinare tablele care anunță taxa pe toate locurile practic de parcare pe care le-a amenajat administrația Robu. Sunt 8100 de locuri pe care le-am amenajat în cei 8 ani cât am fost primar. Circa 1200 sunt în zona centrală. Asta ce înseamnă? În interiorul inerului 1 de trafic, ca să fiu clar. Și poate nici nu ne-am dat seama că așa de multe am creat aici, 1200, atâtea sunt. Eu, pentru tot ce vorbesc, am situația concretă, pe străzi, pe gvartaluri, dintre blocuri, în zona centrală, iarăși fiecare locație este clar uh, prezentă în evidențele noastre, cu câte locuri de parcare sunt. 1200. N-am făcut parcări multinivel că n-am avut unde să le fac. Însă... Dacă comparăm cu alte orașe pe care le luăm mereu de model, câte locuri avem noi în uh, zona centrală, așa, la sol, și câte au ei cu parcările multinivel, supraterane de obicei, pe care le-au făcut, vom vedea că noi avem mai multe. <coughs> și că e mai greu în alte părți, nu vreau să dau exemplu, că eu îmi respect și colegii și respect orașele respective, mai greu să găsești un loc de parcare în zona centrală decât era noi, chiar dacă nu putem să fim mulțumiți cu ce avem. Un proiect um, care n-a putut fi pus în practică din cauza că am pierdut parcarea din spatele magazinului Bega, după ce am câștigat în instanță și terenul a revenit, proprietatea municipalității, desigur că va prinde viață acum. Eu am vrut să fac cinci parcări e, supraterane, multinivel, că asta e important, că pot fi și subterane și supraterane în zona centrală, dar am avut terenul. N-am reușit să aduc în proprietatea municipalității, și nu din motive care au depins de mine, terenul, unde se, terenurile unde se fac așa ceva. A fost, după cum știi, bine știți, că am tot vorbit la uh, intersecția Popașa cu Oituz, este al Universității de Vest, tratativele ajunseseră foarte avansate la un moment dar până la urmă n-au mai vrut să intre în parteneriatul respectiv, și nu aveam cum. Acolo făceam o parcare cu 1200 de locuri. Da? Și nu mai exemplific toate celelalte. Eu nu fac promisiuni pe care să nu le respect, așa, de dragul de a arunca vorbe în vânt. Și aici, acum, după ce, prin procese inițiate de administrația Robu, am recuperat acel teren de lângă magazinul Bega. E, recuperarea a ajuns să fie inatacabilă. Nu folosesc termeni de specialitate juridici, Sigur. că nu stăpânesc domeniul. Atunci, a, 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 asta s-a întâmplat după ce n-am mai fost eu primar. De asta n-am putut să dau drumul. Dar urmarea demersurilor începute. Sigur în timpul că, din că asta, sentința da? este cea obținută pe vremea mea, numai că. Și în alte cazuri, probabil că vom vorbi și despre ele, sentința a rămas bătută în cuie abia după ce mi-am încheiat eu mandatul în timpul primăriatului domnului Friț la înalta curte, durând mult până când se dă Simrat. verdictul. Nu se rejudecă, ci se stabilește dacă rămâne cum s-a hotărât la curtea final de apel, exact, sau se dictează rejudecarea. Și toate sentințele au fost că rămâne cum s-a hotărât pe vremea mea. Deci, meritele e clare. Am înțeles. Întorcându-ne, așadar, aceste parcări de lângă locuințe, doriți. Vor fi să nu gratuite mai... toate. Sigur. Eu mă voi duce și voi da cu mâinile mele jos câteva dintre uh, acele Afișare, table pe da, care da. scrie că este parcare cu taxă, că îmi va face plăcere să fac gestul ce, acesta, ce așa măsuri? cum am făcut și cu primul șurub de la monstruoasa clădire Acvariu, acvariu dacă ne gen, mai ducem da, aminte, da, 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 din piața Victoriei. Da? Adică, de ce fac lucruri de genul acesta? Ca semnal, ca semnal că avem o hotărâre fermă să facem ceea ce am spus că vrem să facem. Nu, din alte ce, ce alte măsuri în zona asta a fiscalității? După aceea, este extrem de important, voi reduce la jumătate impozitul pe spațiile nerezidențiale pe persoană fizică. Să explic mai bine despre ce este vorba, că toată lumea e familiarizată cu terminologia. Ce s-a întâmplat? Foarte multe afaceri și folosesc termenul acesta generic de afaceri, se derulează în spații care sunt înregistrate pe persoane fizice. Cei ce au afacerile n-au vrut să se expună uh, la falimentul posibil oricând într-o economie liberă al unei societăți comerciale. Și atunci și-au făcut investiții, și-au păstrat, și-au amenajat spații eventual uh, avute, dar le-au lăsat pe persoană fizică, nu pe persoană juridică. Ei bine, pe vremea mea s-a funcționat cu un anumit impozit și o să spun despre ce activități este vorba. A venit domnul Friț și a mărit, a triplat acel impozit. Mă, ne dăm seama ce înseamnă pentru o afacere, indiferent de natura ei, ca peste noapte să fie încărcată cu o cheltuială, că impozitul e o cheltuială, de trei ori mai mare decât a fost în planul de afaceri pe care cei în cauză și l-au făcut. O povară cumplită la care unii și mulți n-au făcut față. Sunt mii și mii de astfel de afaceri și acum exemplific... Ce tip de afaceri? Păi sunt toate cabinetele medicale de familie, cabinetele de medicină de specialitate, cabinetele stomatologice, coaforurile, frizeriile, unitățile Horeca sunt și hoteluri pe persoană fizică. Din rațiunea pe care am spus-o mai la început, rămase pe persoană fizică, chiar dacă e vorba de investiții mari în unele. Pe asta pare situații. Una, dintre sunt grele, una dintre loviturile grele, una dintre loviturile grele oamenilor de afaceri, dată oamenilor de afaceri, exact. dată oamenilor de afaceri exact. locali. Exact. Pentru este că s o vorbit despre asta, e un fenomen, din păcate, existent în Timișoara. Așa este. Pare și închegat, cumva, în mai multe așa trepte. Așa se pare, da, așa se pare, sigur, de acord cu dumneavoastră, domnule Cosmin Țântă. E o lovitură cumplită pentru afacerile care chiar sunt ale localnicilor. Sunt afaceri nu numai românești, ci timișoarene. Sunt o mulțime de firme de IT. Cu un angajat cu pe persoană fizică, da. cu, sunt unele situații autorizate, așa, sau sunt uh, firme mici, firme mijlocii, cu 2, 7, 12 angajați de la caz la caz, care Funcționează în astfel de spații. Sunt ateliere de arhitectură, sunt birouri notariale, sunt cabinete avocațești. Este vorba de o paletă extrem de largă de activități utile, toate societății, evident, și în loc să-i pe oameni să-și câștige existența muncind, făcând o treabă utilă, că dacă nu e utilă, clachează, nu Sigur, funcționează da. ca, ca business, nu? în loc să-i sprijin, să fii mulțumit că, iată, oamenii trăiesc bine, muncind, își câștigă existența și fiecare dintre cei ce dețin aceste spații asigură și pentru alții, numai pentru familiile lor. Se merge pe orizontală, vorbim de sectorul Horeca. Multă lume, am constatat așa în discuțiile, în discuții pe care le-am avut, nu conștientizează că, de fapt, sectorul Horeca, dincolo de binefacerea pentru acei cât sunt angajați care lucrează efectiv acolo și patroni în domeniul, în domeniul. asigură beneficii clienților care sunt foarte, foarte mulți, dar nu numai atât. Asta conștientizează toată lumea. Ce nu conștientizează este economia pe orizontală. Păi la un restaurant, tot ce consumi acolo se, cumpără, din se cumpără de la diversi furnizori, producători și dacă ar fi să facem o socoteală, nu știu, nu vreau să mă hazardez în cifre concrete că n-am făcut un studiu și specialiștii trebuie să facă un studiu, dar în orice caz multiplicarea este uriașă, nici nu ne vine poate să credem la fiecare Ce uh, are, unitate, cât lume lucrează, de fapt exact, impactul general pe care îl produce o astfel de unitate, Horeca, ah, de aceea sectorul Horeca are tot sprijinul meu tot sprijinul meu, nu numai în privința fiscalității, cum am uh, vorbit aici, ci uh, în general și cu orarul de funcționare, cu uh, încetarea a, a acestei agasări continue a celor din Horeca, cu avize peste avize, oamenii îmi spun, știți, de exemplu, mă duc să mă tund în același loc de 25 de ani. Eu nu am făcut nimic, știi, spațiul acesta. Este exact așa cum l-am avut dintotdeauna. Dar de ce trebuie anual? Să mă duc eu și să o iau de la capăt cu avize ISU, cu avize, cu absolut tot ce cere legea. Înțeleg, fac odată, înțeleg că la fiecare modificare trebuie să mă duc, mai ales după nenorocirile care au avut loc, trebuie să ținem lucrurile sub control. Pentru că, din păcate, mai sunt și unii inconștienți care, dacă nu ai o lege exigentă, se apucă să facă de capul lor tot felul de lucruri și, la un moment dat, se pot întâmpla tragedii. Sigur. Respectăm legea, trebuie să aibă fiecare simțul răspunderii, dar, dar când asta, nu ea, faci nicio modificare... Ea este de permanentă până Sigur că da, P sigur. Și apoi poliția primește, în loc să aibă drept... Poliția locală. Că... Poliția ei, locală, despre deci poliția locală vreau să vorbesc. Aveți dreptate? Da. Sigur. Poliția locală, în loc să aibă ca și consemn să se ocupe de făcători. De cerșetori, de hoții de buzunare și de poșete, de cei care vandalizează, sparg mașini și așa mai departe, chiar dacă intră într-o anumită zonă peste poliția română, Excelale, ca atribuții, dar să vegheze la asta, să asigure securitatea persoanelor și bunurilor în oraș, alături de Poliția Națională, care, prin excelență, are atribuții în zona aceasta. Consemnul este amendați. Cât mai mult, cât mai multe amenzi. Cred că fiecare are plan de amenzi. Cu mine așa ceva n-a existat. Când eu am devenit da. primar, am aflat că era tot o astfel de orientare și am avut o discuție foarte categorică din start și am spus să nu aud pe cineva vorbind de planuri de afaceri, să nu aud că se stă la pescuială să fie amendați oamenii. Trebuie să faceți asta, asta și asta. Și eu cred că am și reușit perfect. nu nimic pe lumea asta să nu se înțeleagă că eu aș tine că lucrurile au mers perfect. Nu, n am mers perfect, dar facem comparație. Păi, e foarte bine că menționați, pentru că e ceva realist și foarte sincer ceea ce ați spus mai înainte. Și aș vrea să confirm ceea ce ați spus, că în momentul ăsta, actuala administrație folosește poliția locală pentru niște scopuri, aș spune eu, abuzive și de multe ori nu spun ilegale, că nu meseria mea nu nu sunt jurist, nu sunt procuror, nu da, undeva la limita legii sau un ping dincolo de atribuțiile lor legale. Și vorbesc despre mici întreprinzători, despre mici afaceri. Există cei cu mici magazine care au există cei care au o gelaterie sau așa, dar mai există Uh, magazine de bloc, că i-am scăpat din de enumerare, de bloc, exact. si, și lângă lângă magazinele, am și eu de la față. Pe lângă magazinele mici de bloc care iarăși au mult de suferit din impactul ăsta al triplării taxelor, sunt uh, oamenii din piețe. Care Absolut. sunt? Acolo e cred că aveți un uh, plan o, o adevărată reformă vis-a-vis -vis de Absolut. ce se întâmplă în piețe, Absolut. Eu am aici Broșura, cred că sunt singurul candidat care a venit cu un program administrativ amplu transparent, prezentat cu tot ce vreau să fac. Tipărit, adică lumea după trebuie să știe. Veche, da. Tipărit, așa, așa dincolo nu, nu de ce am pe Facebook, pe, pe fac, fac, am pe Facebook, am și un Alții site în care poate fi, poate fi găsit totul pe site, sistematizat, că pe Facebook ce se întâmplă tot fug și vin altele Ia. și altele fug, postările, vin, altele se mai amestecă informațiile, de aceea mi-am făcut și un site unde foarte sistematic poate fi văzut totul. Nicolae Robu, îmi scris împreună, punct, ro. Și uh, în, acest, în această broșură se găsește acel program administrativ care începe cu viziune, în primul rând este viziunea asupra guvernării Timișoare, folosind termenul guvernare, chiar dacă uh, noi asta suntem... E, dar asta asta e, e. Până e. la urmă este o guvernare locală, sigur. sigur că da. Și apoi vin programele sectoriale și sunt 20 de programe sectoriale. Sunt mobilitatea, sănătatea, educația, parcarea, taxe și impozite. Este unul dintre programe. Programul 14, programul 9, tineret. Apropo de dezbaterea organizată de tineretul Timișoare. Ați spomenit dumneavoastră, da, 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 dumnezeu, la, la Sunt la mai devreme. Și mergem mai departe, uitați -vă. Tineret, da, dar bineînțeles că nu numai tineret. Și am punctat. și, iată, programul 19, persoanele vârstnice. Deci cam tot ce presupune administrarea unui oraș în zilele noastre este cuprins aici, foarte sistematic și cu programe, cum spuneam, subprograme, axe, sub axe. Și, în final, obiectivele concrete. Eu nu vin frazeologic să arunc vorbe din astea nou limbaj de lemn. Facem, ca să zic așa, facem bine ca să nu fie rău. Da, da, și nu, ci da. <coughs> venim concret în stamin, și ne asumăm da. niște da. răspunderi concrete ca să putem fi și trași la răspundere dacă nu ne achităm de ele. Concrete, Iar programul duc. 20 este Smart City, Smart City unde găsim cuvinte cheie, digitalizare, Smart City, IoT... AI, ca urma inteligență artificială, este la ordinea zilei. Eu sunt profesor universitar în domeniul calculatoare și tehnologia informației, automatică și calculatoare și, evident, că nu pot să rămân paralel cu astfel de concepte actuale care sunt extrem de benefice dacă sunt folosite cu înțelepciune. Și în broșură, evident, în final, am prezentat și echipa, sigur, nu se vede la da. nivel de detaliu, da. nu e cazul să se vadă, dar echipa sunt aici doar 14 dintre candidații la Consiliul Local pe lista Alianței Electorale PSDPNL, în numele căreia candidez eu. Sunt 14 pentru că noi considerăm că minim 14 vor intra în Consiliul Local și vor asigura majoritatea de care, ca primar, ai nevoie. Ei bine, din cei 14, 70% sunt tineri. Tineri, 70%, toți oameni care... Un semnal foarte puternic de altfel. Sigur, le-am și la aceste... dezbatere tinerilor, pentru că a fost surprinzător pentru mine. Uh, unii spun, da, USR, Partidul Tinerilor, uh, uh, mergem cu friți că e tânăr, că e cu tinerii. Păi, oameni buni. Fundația Județeană de Tineret, Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România. 100 organizații a studenților din Universitatea de Vest, Federația Asociațiilor Studențești, Ligilor Studențești din Politehnică, COSPOL, au inițiat o dezbatere publică invitând cu toți candidații. Eu am răspuns imediat, foarte prompt, fără nicio condiționare, n-am știut niciun detaliu. Da, particip. Cum aș putea eu, care toată viața am lucrat cu tineri și pentru tineri ca profesor universitar, nu și cu funcțiile pe care le-am avut în conducerea academică, să spun nu unei invitații venite din partea tinerilor. Marea surpriză a fost că în timp ce și ceilalți competitori, alții decât domnul Friț, au spus da, au fost prezenți acolo, domnul Friț nu și mi-aduc aminte acum cum la dumneavoastră am fost cu un scaun liber când ne-ați invitat pe amândoi de lângă mine era un scaun liber care îi era dedicat dânsului. De iată că fuge de ce fuge? Fuge pentru că nu poate discuta cu mine în termeni în care de unul singur discută și lansează niște minciuni care eu, eu cred că sunt patologice, pentru că e greu totuși să depășești un prag și în denaturarea adevărului. Dacă vine în fața mea și se laudă cu ce a făcut el pe fonduri europene, iau eu, eu mai și tabelul agenția de dezvoltare, discut numai în termeni oficiali, pe cifre, pe cifre, cifre, cifre da. oficiale, da, la nu nivel cifre de zecimale. De de, Uitați-vă, uh, la, la, la poziția nu știu care de aici, care vreți, de exemplu, poziția 39, nu știu nu citim despre ce e vorba. Absorpția, 4,04%. Restul banilor, asta înseamnă 95,96%, nu, 90, o trunjim, 96% din fondurile câștigate de administrația romu le-a pierdut. Deci poate vezi să se să aduceți Asta în discuție mai târziu, că e un subiect extrem de e important. E foarte grav și Ca să știe adevărul, pentru vom. că el știe ce face. El vine și spune, păi a, păi robul n-a avut absolție 0,2% și eu am ridicat-o la 90%. Dom'le, cum poți să minți în halul ăsta? Eu cred că legea ar trebui să și pedepsească așa ceva, pentru că totuși ocupe o funcție de demnitate publică și dezinformez populația. Cu cifre care astea nu sunt presupuneri, Eu. sunt cifre nu oficiale. Compune. Da, da, da. da? De Eu, artisti. de -aia acum o săptămână și atrăgeam atenția și pe Facebook, și în cotidianul la care scriu, dar când am văzut în reclamele lui electorale puse linkuri către site-ul primăriei și am semnalat <laughs> asta public și tuturor contracandidaților lui Frit. Da. Nu e normal să facă da, asta. Sigur. Poți să faci. Publicitate electorală în timpul campaniei pe site-ul tău da. de campanie, dar nu te poți folosi de site-ul instituției, al primăriei. Și pe site-ul instituției, numai că și-a făcut campanie, este foarte grav, dumneavoastră a semnalat da. corect, dar a avut aceeași abordare acolo, în instituția, care să fie demnă de tot respectul și să nu vină cu dezinformări a continuat ca și în conduita lui personală, care oricum nu poate fi disociată de funcție. Când ești primar, ești primar. No, asta și când clar, vorbești clar. în afara instituției primăriei. -a... Acolo a scris ceva ce era de croază. Vom face un spital municipal. Prima etapă este ca și parcursă. Adică tu ai semnat un contract cu Banca Mondială și dai drumul care, atenție, să reamintim, nu e despre care dai 250.000 de euro ăla trambulină către pușcărie după da. părerea mea, au da. făcut un salt deci, acolo am pe o trambulină o care nu-i poate mani. propulsa decât în pușcărie așa-i da. făcut contractul da, respectiv, știu. că știți sigur, comisioanele, comisioanele nu dar drumul, că sigur, ce ce ne urmăresc fiecare e cu problemele lui cu profesia lui Problemele de familie, când are timp liber, se relaxează, nu uh, e lumea în temă cu toate aceste aspecte și ne mai izbim de încă uh, ceva. Eu am ajuns la concluzia mai de mult, dar acum mi s-a consolidat această concluzie în această experiență că uh, minciuna e mult mai credibilă decât adevărul. Corect. Din e păcate, e trist. Da, în unele medii bine afânate și pregătite, așa se de se multe toate da, eu da. vin. Da, concret, scuze. Eu vin și arăt. Nu trebuie să vadă detalii, e suficient să vadă evoluția. Eu vin și arăt. Datoriile la colterm. Aici au fost în ultimul an cu robul primar și iată și cum au crescut. crescut. 700 de milioane de lei, ăsta e turnul înalt de aici, stimați urmăritori, vreau să vedeți da. mai bine da. de aici, da? 700 de milioane de lei sunt datoriile actuale ale Coltern. Deci eu spun asta și o spun asumat. Poate intra acolo și amenziile alea pe care le-am notat așa. Tot de... ce înseamnă datorie, da? da? Tot da. ce înseamnă datorie. Da. 700 de milioane de lei. Domnul Fritz a reușit să convingă lumea. Mai bine decât reușesc eu spunând Oameni buni să nu aveți Credeți că asta? sunt 700 de milioane Credeți E atât de grav încât oamenii Nu pot crede că e chiar așa Atât ai de da. gravă situația Apropo de <gără> la sețiunea da, de mai -a... devreme Da, El ce vine să spună oh, păi Eu am plătit 70 de milioane Datorii din perioada lui Robu. Pe păi Robu plătit N-am făcut totalul uh, cu exactitate. Circa 300 de milioane datorii din față, dar o a adăugat pe da, când dar, el a plătit 70, da, e adevărat. Așa o manieră pe e, care le-a eșalonat. E de olimpiadă cu ghilimele de rigoare <laughs> să reușești o performanță ca asta. Așa și este. să convingi, să-ți convingi publicul da. din bulă de acolo da. că da, lui am am achitat 70 din da. datoriile lor da. fără să zici eu ai creat 431 noi, că da. asta e bilanțul. Da, 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 70 da, da, plătite și 431 create. Și Robul a plătit 300 și hai să zicem vreo 20-30 poate că s-au creat, că nu am datele exacte Care acolo, se aici. Dar nu mai mult. Eu merg pe ideea asta a ca să scap de datoriile vechi cele mai vechi. Vechi, însemnând era la înființarea a societății. Pentru că ele atrăgeau penalități și majorări uriașe și atunci orice om cu. Nu trebuie să fii geniu, să ai mintea normală, atâta trebuie. Înțelege că asta e abordarea corectă, eficientă, pragmatică, să-ți minimizezi costurile. Și, și așa dacă... însemna minimizarea, să las ce e mai de actualitate și să plătesc direct. Cei mai vechi, ca să scap de majorări și penalități. Și în felul acesta au rămas, da, acele milioane care proveneau din 44 plus penalități și majorări. Că datorii efective de pe vremea mea au rămas 44 de milioane, de fapt. Ei, le-a avut eșalonate pe 3 ani, a plătit 1.700.000 pe lună, care e o sumă extrem de, de mică. Eu am avut La de plătit pe sigur. lună sume uriașe. Tatita Tamtam a făcut cu asta și a fost o petardă de fum care a mascat faptul că, în paralel, el a creat 431 de milioane de lei datorie. Da, Vedeți? domnule Robo, dincolo de retorica asta a lui Dominic Friț, pe care o știm cu toții și încă mai sunt foarte mulți care cred în Inorogiu în da. roz care sfoară prin parcurile Timișoarei, mă rog, dacă nu se împiedică prin bălării sau nu îi mănâncă șerpii. Da, Dincolo de cifre și de grafice, așa cum le prezentați dumneavoastră, în maniera în care vă știm cu toții și sunteți un om al cifrelor, până la urmă e, ține de Eu nu sunt politruc, eu sunt calculatorist, da? da. sunt om exact. al exactității exact. și atunci vin că mulți prieteni apropiați mi-au spus lasă dracului graficele alea că eu obosești pe oameni cu grafice. Da. Unii, se uită și nu stau să fac lucruri stilizate, artistice, să iau ochii, ci un grafic simplu, în care o parte. Da. Fonduri pierdute, nici nu contează, pentru ce? Pizică 48,31% fonduri absorbite, 51,69%. Bun. Trec da, la asta, că sunt clare, vă rog. Ce vrei să Eu ce vreau să vă spun, domnul Robu, e că, dincolo de grafice și de cifre, și subscriu și vă dau dreptate în ceea ce ați prezentat până aici. Aș mai adăuga chiar că graficul ăsta al datorilor care urcă, 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 nu se aplică doar la Colterm. Așa și la STPT, da, așa și la multe alte regii și societăți. și la CDM. Dar altceva vreau să spun. Vorbeați de Colterm, vorbeați de despre datorii plus, Sdb, care dar... sunt mai multe, care sunt mai puține, avea să nu le puteți Haideți să ne amintim altceva mult mai simplu. Ce și amintește omul simplu? Mircea Opriș, de exemplu, care stă la bloc, bloc și amintește că în 8 ani, uh, în opt de mandat, Robu, în fiecare iarnă, am avut căldură. Chit că n-au fost ele fierbinți tot timpul. Chit că n-am stat în... Mă scuzați, am stat în chiloți în apartament. Uh, dar am avut apă caldă, am avut căldură. Spitalele din Timișoara au avut apă și au avut căldură. Grădinițele și școlile au avut apă și au avut căldură. Pentru că în prima iarnă de mandat friți, să oameni în spitale, să înghețe copii în școli. În prima în care el în a făcut pregătirile. Da. Că în prima, 2020 pe 2021, An era? când, nu cum Spune da. el că n-a avut cărbune, Atunci a avut Când iarna 2020 pe 2021 A primit totul pregătit Și n-a avut probleme cu căldura În 2021 pe 2022 Când el trebuia să-și asigure Stocuri de cărbune Și contracte e, Pentru gaz Atunci a am rămas fric. Și eu sunt abonat cu Ca și dumneavoastră Că atâția dintre cei ce ne urmăresc Și-a fost înfiorător Și era revoltător în sine Adică noi, în Timișoara, oraș cu pretenții, la atâția ani după comunism, ajungem mai rău decât în vremea aceea, când caloriferele erau abia călduțe și câteodată erau și reci complet, așa am ajuns noi acum, caloriferele reci iar complet. La, respectivă la ce, la ce eforturi civice ne-a supus și până la urmă, afectiv și emoțional, cum ne-a afectat. Eu cu, uh, un grup de oameni am început să cumpărăm pături și pilote și le-am dus pe la spitale. Mitropolit a făcut același da, lucru. Știam. Dandinu, antreprenorul pe care îl știm cu toți, și eu da. nu mă feresc să spun că ne înțelegem foarte bine cu el. Și eu și respect, un om, este un om de succes da, care a avut minte a, și dăruire să facă un business -a de pus succes. a bani de la el și a, și-a mobilizat prietenii antreprenori ca și el și au cumpărat generatoare pentru spitalele din orașul da, ăsta. Da. Deci, în situația aia ne-a adus administrația asta, care... Mă rog, sper să se încheie această aventură. Mie dați ciudată. în voie să intervin, pentru că simt nevoia, pur și simplu, după toată seria asta de amintiri nefericite. Simt nevoia unui moment de optimism. Spunea zilele trecute, domnul Robu, descriați un viitor în care Timișoara va putea reveni un pol de dezvoltare puternică economică, un, un punct de mare uh, turație economică uh, pentru ea însăși, pentru noi, Timișoreni, și pentru România până la urmă. Desigur, administrația publică locală trebuie să facă orașul atractiv pentru investitori. Asta ce înseamnă? Înseamnă că investitorii, de unde ar fi ei, nu numai cei care îți convinție după un anumit criteriu, trebuie tratați cu toată deschiderea. Eu așa am făcut, nu o să poată nimeni veni să spună că nu a găsit receptivitate la primarul Robu dacă a venit cu ceva fără poluare. Ca asta era clar. Dacă veniți cu o investiție care poluează, poate să fie de miliarde de cât o fi, nu, din start, nici n -ar să ne pierdem vremea să discutăm. Și atunci, și pe viitor, voi fi la fel de deschis voi asigura creșterea volumului de investiții. Timișoara, la sfârșitul mandatului meu, era cu 4,5 miliarde de euro investiții străine directe, ISD-uri, la Institutul Național de Statistică, se găsesc toate datele și următorul era cu 2 milioane. Asta era diferența. Ce s-a făcut în sectorul privat în timpul administrației mele și oare de ce atunci s-a făcut și apoi nu s-a mai făcut, da? Și hai să luăm foarte scurt. Iulius Staun, Vox Technology Park, Isho Park, Shopping City, o mulțime de blocuri de locuințe. În de mai multe zone ale Însambluri, orașului, da. ansamblu de fapt, de blocuri de, blocul, de da, locuință, da? O mulțime de la case, la parter, case da, da. de locuit, familiale. Deci, am stimulat dezvoltarea orașului, lucrăm au bine, da, și supermarketuri. Pentru piețe nu am făcut atâta cât aș fi vrut, deși piețele trebuie să joace un rol foarte important. Este programul piețe aici. Pentru că nu le poți face pe toate, nu le-a venit rândul. În mandatul 3 erau programate cu investiții masive de modernizare, pentru că în afară de piața Iosefin, care a fost pornită și ridicată de predecesorul meu, niciodată nu mi-am asumat merite care nu mi-au aparținut. Am recunoscut întotdeauna, da, era un blocaj, dar n-am pornit-o eu, era ridicat, am finalizat. -o, o din blocaj, am finalizat-o, nu avem altă uh, piață modernizată. Piața 700, pe, nu e în regulă, și dar nu mai pierdem timpul, spunem toate, piețele de cartier. Se impune o modernizare și eu am un program amplu de modernizare a lor, încât și vânzătorii să se simtă bine acolo și cumpărătorii pentru că noi trebuie să stimulăm și consumul de produse proaspete, de produse uh, realizate Locale. aici în zona noastră cu muncă cinstită, corectă a uh, cu județenilor noștri și nu numai, pentru că trebuie să recunoaștem vin din Ai județul Arad vin da. din Oltenia uh, tradițional și vin uh, da. oameni exact care ne aduc produse de calitate noi nu avem nimic împotriva lor trebuie să asigurăm uh, un cât mai bine pentru timișorenii care trăiesc exact. aici și timișorenii se bucură de piețe sigur, de la, și o cumpăr de la supermarketuri, n-am a... nimic împotriva dar ce nu pot concepe este că distrugem piețele printr-o exact. politică țintită ce ca să acum. asigurăm clientelă pentru interesul avut de unii în relații necurate cu temirce supermarketuri. Cu asta eu nu pot fi de acord. Cu tot respectul și repet, m-a văzut atâta lume din Timișoara, că doar eu îmi fac cumpărăturile și mi le-am făcut întotdeauna, nu? În diverse supermarketuri. Da, da, vreau când... Îmi convine și îmi convine asta, să cumpăr produse care știu că sunt făcute aici, la noi, știu că sunt mai gustoase decât cele ce ne vin din Olanda sau de mai știu eu unde, Ia, și mă duc în piață și vreau să găsesc acolo condiții civilizate și să simt că și cei ce vând și cei ce merg să-și cumpere se simt bine acolo. Și toată lumea are ceva de câștigat din asta. Exact. Uh, dar rămâne în uh, economia circulară a noastră, ceea ce până la urmă e o chestiune și de, de patriotism local, dar și Evident. De, de mersoare economică, oameni buni, să zicem la modul simplu. Da. Noi trăim într-o epocă să a globalizării, însă ne uităm acuma. și la alții. Globalizarea are foarte multe avantaje. Evident că, uite, avem cele mai moderne celulare cu toții, sistem de comunicații și o mulțime de alte lucruri, supermașini, cine-și permite să aibă supermașini. Nu e cazul să detaliem, avem de toate pentru că astea le aduce globalizarea. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să păstrăm și o componentă de protecționism pentru. Noi, cei ce trăim într-o anumită comunitate, încât să ne meargă nou cât mai bine, pentru că așa ceva fac și francezii, și nemții, Am și spaniolii, și americanii, și se protejează de invazia de produse chinezești, de exemplu, nu? Sigur. Deși, un... și de Deși sunt ceva, în dar vârful dar... de lanț al globalizării. Sigur, da, e nu o trebuie limită. să mergi până acolo, încât că tot am dat exemplu cu roșile, să-ți vină și alea din China până la urmă. Da, da să da. nu mai da, avem. Când în avem fi... la bile roșii dar cu gust, de face reclamă, dar niște roșii cu gust dacă... de roșii. Păi exact, cam alea sunt că... ultimele rămase da. așa, vecine cu roșia de altă dată. Da, exact. Uh, bun, dacă ar fi să facă Nicolae Robu un top 3 al investițiilor sau dorințelor sale ca primar. Cum ar arăta acest top 3? Odată vreau să spun cu tristețe că circa 40 de proiecte au fost anulate de către domnul Friț și evident că pe toate le voi relua. Voi vorbi și concret cu câteva, cu câteva ilustrări. Ce a continuat, că n-a făcut nimic din capul lui. Nimic, absolut, deci este incredibil. Zero. Da, zero a proiecte de Zero, asta e, e realitatea. Și le-am întârziat pe toate. Deci este nepermis să lucreze atâția ani la niște proiecte care nu au fost de mare amvergură. Singurul de anvergură a fost pasajul Solventul, pe care eu l-aș fi terminat în 2022 și el e acum la 30%. Un altul de amvergură ar fi fost nou stadion Lego. Da. Nu vorbesc de Dan ci de Lego, pe care știți bine că l-am inițiat L-aș fi avut în 2022 gata pentru a fi în uz în anul de Capitală Culturală Europeană, 2023. Ei, iată, acum suntem anunțați în prag de campanie electorală, am fost anunțați că s-a dat drumul la lucrări și în 2027, după managementul frițist, să mai prind o tură ar de alege putea alege fi gata da, și da. probabil s-ar aranja lucrurile încât să fie inaugurat înainte de alegerile da, în da. 2028. Da, da. Cu mine, ca, la ca primar, făpuș, va fi gata iunie în 2025. iau angajamentul ăsta. Lucrările acum, cu întârziere de trei ani, și le inaugurează în 7 iunie 2028. 2024 cu finalizare a, până da. orizontul 2050. Exact. Că așa era în prezentarea lui... Păi da, da. Care deci, era tot electorală damascată, da. frumos, la cinema Timiș, unde și primarul Friț și viceprimarul Lațcău au vorbit foarte mult și frumos împachetat în staniol, roz, Deci, tot felul de proiecte, toate erau despre 2030-2050. Eu am 48 de ani. Mulțumesc! Eu, de... Mulțumesc la fel și dumneavoastră! pe mine orizontul 2050 nu mă privește. Cel <laughs> mult privește pe fiul meu, care are 22 de ani, pe copilul lui Cosmin, <laughs> uh, pe nepoțelul dumneavoastră, <laughs> da. Da? <laughs> da. când de așa, așa ne-am întâlnit la supermarket, că acolo ne vede, ne vede toată <laughs> da. lumea, sunt oameni din sud orașului. <laughs> da. da, 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 <laughs> da sigur. <laughs> Suntem sudiști. ca sudiști. Da. da. Sunt de Timișoara, da. 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 Nu, că nu, să nu se interpreteze aia lucrurile astea. Da. Dar, dincolo de orizonturile alea, exact ce spuneați dumneavoastră, sunt lucruri care se puteau face, Absolut. pentru că le-ați lăsat la cheie. Chiar da. asta vorbeam și cu Dan Diaconu, care a fost dumneavoastră viceprimar și colaborator și propus că dacă în voi câștiga, va fi viceprimar. Exact, și cu Dan la emisiune vorbeam exact despre lucrurile astea care se puteau face îmi amintesc, de exemplu, pasarea la îndrăgostiților. Dar, da. până la urmă, e un podeț. Un podeț Ce care stic? îl închizi, să stai doi de ani, an, nu știu când, uh, da. îl desenezi cum o să arate, <laughs> tu, de fapt, ai 5% din bani și în iunie, în campanie, mă bombardezi indirect cu comunicate de presă, adică da. mă și pe mine ca ziarist, să intoxic și o populația. Da, da. Începem lucrările la pasarea la îndrăgostiților. Da. Ce v-a da. până da. acum? Da. Și... Am întrebat pe grupul de presă al primăriei, pentru că l-a o ziare și se păstrează. Și am zis, și, ok, îl începeți acum în iunie, e firesc, că e campanie da. Cu ce bani? Pentru că trebuie să încep cu o demolare, de fapt. Da. Nu? Da, Iar aici e cel mai simplu de făcut, mai ales da, dacă sigur. faci cu coltermă și nu trebuie -e, să e nu se dau decât cu demolări. Da. Construcții nimic. Adică ce -au, niciun proiect venit de la ei. Cinema Timiș, Cinema Victoria, doar sunt proiecte oh, moștenite. Centru multicultural, eu asta nu pot să-mi scot din... Era cu una din, din, cum să zic, instituțiile emblemă, cheie pentru capitala culturală, Sigur. da? Situată în zona zero a orașului. Era principalul angajament, obiectiv nou. stat vreun și ceva fără acoperiș, dacă mi-aduc bine aminte, să... Așa distrugi o clădire veche, de, oricum, de 250 de ani da, mai bine. Da. Bun. Să ne întoarcem la acel top 3. Așa. Deci stadionul Lego, pasajul solventul, stadionul Lego și apoi noi aveam pro, com, complex sportiv și de agrement, aveam trei, de fapt, complexul sportive și de agrement de cartier. Și cel din Calea Lipovei, cartierul Calea Lipovei, era inclusiv cu contract de execuție lucrări, semnat post-licitație. N-a vrut să dea ordin de începere a lucrărilor. Celelalte două, pentru cartierul Calea Buziașului, pentru cartierul Calea Șagului, le-a anulat cu proiectul în fază avansată. Din cauza pandemiei a fost o anumită întârziere la proiectanți. Dar trebuia înțeles și nu anulate. Bineînțeles... Deci s-a anulat că... și la care era cu lama buldozerului în brază yeah, ca da, să exact, zic așa. Exact, da. După aceea, sigur, mi-e foarte greu să fac o ierarhie, că voi porni în bloc cu mult mai multe, pentru că potențialul primăriei este unul ridicat. Să ne aducem aminte că eu am făcut pasaj Lejiu și Popa Șapcă simultan. Să ne aducem aminte da. că am construit cele patru poduri, câte două în jurul fiecăruia din podurile vechi, Dragalina, respectiv eroilor, din adiacența lor, deodată. Deci, este potențialul primăriei. Nu pot să spun că trei proiecte pornesc. Voi porni, voi vedea exact câți bani voi avea când voi ajunge acolo. că Nu vreau să mă azardez, dar ce vă pot spune este că voi porni o mulțime. Campusul Lenau trebuie urgent terminat. Așa, n-am spus de spitalul de copii, pe care l-am lăsat la 95%. Apropo, asta Este e un incredibil care doar, da. să lași un spital de copii. Deci, un spital este un spital, indiferent. Ce deci ca să, ca să fie fără. foarte limpede, 95% execuție era. Când exact, de... era 95% la execuție. Execuție făcută acum 4 ani. Și s-au adăugat, adăugat poate 2% la cele 95%, adică să-i terminăm. Dar încă nu e, terminat, asta nu e terminat. Nu e terminat ca și construcție. Sigur că urmează echiparea lui, dar rapid voi face tot ce mai trebuie să-l dăm în folosință, pentru că la ora actuală copiii noștri, ai unei mari părți din țara noastră românească, sunt tratați când ajung bolnavi în condiții care... 4-5 patru, patru, județe pe care ten, le de da, sigur. Și ca județean da, și ca este un spital macro-regional, de fapt, mai mult decât un spital regional. Dar mai mult decât poate duce ca și capacitate, sigur ca și că finanțe, da. Plus și că este pavilionar trebuie, și trebuie, să muți copii da. dintr-un loc în altul câteodată și deci un proiect extrem de serios, nu? Am dus clădirea până la nivelul acesta de misol parter, plus șase etaje și totul e făcut frumos, dar era nimic toată. Deci astea pleacă după, deodată. După dumneavoastră, a venit un viceprimar care s-a împiedicat într-un petendru, punct de transformare. Da. Și el a devenit. Uh, șurubul care nu se nu, nu se mai putea închide da. sub papa din cauză, adică să <gântări> să da. scuze cuorile da. Da. pentru bine bineînțeles. Păierile, la o administrație Spațiile care au parcurile și haideți că vă spun nu știu cât mai avem, presupun spun că aproximativ prea un sfert de oră mai de oră. avem aproximativ un Sigur. sfert de oră atunci e bine mai putem să vorbim despre niște Sigur. lucruri. Eu am pus foarte mare accent după cum știe toată lumea pe infrastructura de mobilitate. Poate nu conștientizăm că multe lucruri le uh, simți mai bine prin absență. Și le apreciezi mai bine prin absență decât atunci când le ai. Că povestea noastră cu sarea în bucate uh, e una cu foarte cu profund tâlc. tâlc. Numai că trebuie descifrat. Că așa, dacă o înveți superficial la o vârstă la care nu înțelegi simbolistica, nu rămâi cu nimic din, din ea. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Vedem cât de greu nu este în trafic acum. Ce ar fi oare dacă nu ar exista cele patru pasaje, dacă nu ar fi lărgite la patru benzi 22 de străzi ale orașului care au fost de două benzi, o bandă pe sens, dacă nu ar exista cele 21 de noi sensuri giratorii pe care le-am uh, creat și cele șapte noi străzi. Pe care le-am uh, creat. cum ar fi. Dacă timp de o oră cineva ar pune restricții de circulație pe tot ce am creat nou în acest timp, ce o oră, n-ai putea 10 minute, ar fi un dezastru. Deci eu am gândit în termen de viziune, pe bază de studii. N-am făcut așa cum a tăiat capul lucrurile. Noi am avut studii făcute de specialiști de talie mondială, de exemplu, pentru programul de mobilitate urbană durabilă. Și nu am lucrat haotic. Avem Viziune până în 2030, 2050, sigur, cu presupuneri, cu estimări cam cum va evalua, evolua orașul și ce trebuie uh, făcut. Și atunci, fiind conștient că dacă nu intervenim la infrastructura de mobilitate radical, ne vom sufoca în propriul oraș. Oraș care e în plină dezvoltare, cum s-a confirmat că a fost, dar asta era o anticipație din partea mea că așa se va întâmpla. Am și stimulat acea dezvoltare, cum am spus și mai devreme. Și atunci am focalizat foarte mari fonduri și eforturi înspre așa ceva. Ei, acum, nu mai avem atâtea de făcut la capitolul acesta, dar a venit vremea lăgirii la șase benzi. Noi nu avem străzi cu șase benzi, deși decât pasajul solventul. Acolo da. sunt șase benzi, dar pe o porțiune mică, chiar prin pasaj, sunt șase benzi, și în rest avem mai străzi cu patru benzi. Ei, se dă în folosință, ca să vedeți că aici lucrurile trebuie -ai gândite așa pe, pe, situația de moment ci, și de perspectivă mai apropiată sau mai îndepărtată. Centura Sud. Păi drumul de la Centură și până la giratoriul de la AEM trebuie să fie pe șase benzi. Pentru că și acum e traficul aglomerat. Dar aminte da, când vom avea descărcare frăfin. și respectiv urcare pe pe, pe O chestiune de viziune, dacă îmi permiteți, da. și chiar propun Vă rog. Așa, ca de la Timișorean la Timișorean, Vă rog. că tot ați vorbit de centura asta de sud și a fost prinsă deja, într-un anumit de proiectare și cea de vest. Și pentru că avem o problemă tradițională la Timișoara, fiind de oraș de pustă, au spus-o niște specialiști, e mult loc de muncă acolo, vine praf când bate vântul da. din pustă și avem încărcătura da. asta, din păcate tradițională de PM10, 90, 10, 9, 10. Da. în fine, 10 mai vine și, și praf 2, saharian 2, acum. Da. Avem conturat odată cu ce va fi gata centura orașului, un traseu pe care am o rugăminte, poate așa, de copil mic, nu știu cum să zic. Se poate veni oare cu o bretea verde Obligator. pe marginea ei, înspre oraș, pentru a opri. Uh, cum se, pentru că specialiștii cu care eu am stat de vorbă spun că asta ar fi soluția. Absolut. Sigur că da, noi am început să facem perdea forestieră și am avut niște campanii de plantare în partea de nord, în calea Torontalului, și chiar n-am mai fost să văd cât ar fi crescut miile de, de copaci pe care am plantat acolo. Și în partea de sud am avut, dar acum e în uh, viziunea administrației pe care o voi conduce, în ceea ce propun eu și va fi așa cum propun. Va fi desigur că to toată echipa care a agreat să uh, uh, candideze alături de mine și susține acest program administrativ cu care vin eu spațiul verde va ocupa un loc special și astfel de perdea pentru un oraș de câmpie este obligatorie. Și putem planta copaci, specialiștii ne vor ajuta, că nu decid eu ca persoană, dar vă spun din puțina experiență pe care o am, copaci care cresc foarte repede și foarte viguroși. Am, au fost plantați când am făcut amenajarea de cartaluri între blocuri și sute am făcut, a orașul foarte mare, n-am apucat să fac peste tot și ar continua, evident, dacă voi fi ales primar această campanie. Am plantat diversi copaci. Ce au spus specialiștii? Știți că ce am plantat prin 2015, acum văd cu mare satisfacție ce vigoare au. Sunt unii la etajul 3 al blocurilor crescuți. La etajul 3. 2015 până acum, așa, și 9 ani, că timpul zboară, sigur, poate nu bine să credem. Dar, deja după 5 ani, dacă îi plantezi nu, niște bețe, nu, nu e lușe, da, cum Nu, să nu ai. e lușe, exact cum spuneți dumneavoastră. După 5 ani, deja vor avea suficientă vigoare și vor începe să funcționeze ca a perdea. Din păcate, timpul nu poate fi comprimat la cât ne-ar plăcea nouă, ok, evident ne-ar plăcea să facem o campanie de plantare și să fie rezolvată instantaneu problema aceasta a barării trecerii prafului înspre oraș. oraș. Da, ă, ținând cont că ne apropiem de finalul emisiunii, cu pași repezi, ă, înainte de a vă lăsa pentru că Misa și meciul e al dumneavoastră, de da. în această săptămână de foc. Eu aș avea o curiozitate în ceea ce privește zona metropolitană. Și mă refer aici strict, nu vorbim despre localitățile care sunt la 25-30 de km de Timișoara. Mă refer strict la comunele periurbane. Ce plan și ce viziune, chiar dacă sunt scrise acolo și se găsesc pe da. nicolaerobu.ro, ce plan și ce viziune, ce mod de, acolo, de colaborare și de dezvoltare integrat aveți cu acestea? Sigur, vreau să avem relații foarte strânse cu toate primăriile comunelor din periurbanul Timișoarei, pentru că foarte mulți dintre trăitorii acolo, de fapt, profesează în Timișoara, își duc copiii la școală în Timișoara, participă la viața culturală a Timișoarei, vin să-și Facă cumpărături, să se relaxeze, chiar dacă peste tot există supermarketuri, dar pentru unele lucruri se vine în oraș. Și atunci, în primul și în primul rând, trebuie să facilităm mobilitatea între aceste unități administrativ-teritoriale. Evident că ajută la asta și realizarea unor parcări în care oamenii să-și poată lăsa mașina și să folosească transportul public mai departe. Taximetria trebuie să joace un rol și mai important decât cel întotdeauna important pe care l-a avut, pentru că ea vine complementar oferte de servicii de transport public al, a municipalității și evident că firmele de taxi vor fi sprijinite de mine cu tot ce le trebuie pentru a funcționa cât mai bine, dată fiind importanța pe care ele o au. Trebuie să fac o remarcă Vă rog. 20 de secunde, nu pot abține. Prima oară în ultimii 4 ani când aud pe cineva <gânghe> să spună da, vreau să lucrez cu taximetriști, îi încurajez, îi susțin. Da, e o profesie a care pentru că oamenii oamenii folosesc taxi în continuare, dar s-a întâmplat așa și în cazul lor de demonizare. Da. Da, da, la... tot așa, dacă am face un exercițiu, ce ar fi fără? Da, <laughs> da? Da, da. Am vedea. Nu le e ușor acelor oameni să stea 8 ore, 10 ore, că unii fac și 12 ore ca să da. câștige ce necesare traiului familiei. Stau acolo într-un spațiu foarte restrâns, da? Conduc tot timpul sub un anumit stres, conștient sau subconștient, că au răspunderea vieții, integrității corporale personale și a clienților Sigur. și, evident, și a bunurilor, că nici dacă își pleacă mașina de Sigur, ceva nu e o bucurie. Deci este o profesie participat. care nu-i deloc ușoară și atunci să nu vii să le asiguri stații, să le asiguri, nu intrăm în detalii. Ce vreau eu? Spuneam de lăgirea la șase benzi, am dat da. un exemplu, dar... Nu, numai acolo vor fi șase benzi. Vreau să facem șase benzi pe calea radului, care e sufocată, tot timpul e aglomerație okay. acolo. O bandă, banda 1, să fie dedicată transportului public. Asta în sens uh, general formulat, asta presupunând, în sensul pe care l-am folosit eu, transportul public STPT, taxiuri și apoi, bineînțeles, intervențiile de urgență. Salvare, uh, isu, smurt, mă rog, și uh, o să analizăm dacă sunt condiții și pentru piste de biciclete, tot acolo, dar unde sunt, vom face, unde nu, vor rămâne pe trotuar. Eu uh, am tot fost presat de unii alții la piste pe carosabil care nu asigurau deloc securitate pentru bicicliști în primul și în primul rând, Foarte asta grec. pe de o parte, și unii nu înțelegeau. Și omule, dacă aș ști că sunteți în siguranță, că vorbeau câteva persoane, dar în numele tuturor bicicliștilor, dar credeți că eu nu aș face așa, să vă fie bine, să nu mai fiți pe trotuar? Dar dacă un om își pierde viața sau ajunge în film, sau mai știu eu, pe mine m-ar apăsa, lucrul acesta. Pe totul sunteți în siguranță. Unde vom avea ecart suficient al străzii? Facem acolo. Dar să desfințez sute de locuri de parcare, cum a făcut actuala administrație, să sufoc traficul auto, cum a făcut actuala administrație, nu e o soluție rațională. Și eu m-am înțeles foarte bine și am tot respectul pentru bicicliști și știu că la un moment am lăsat un îndemn. Faceți seara fiecare un calcul. Câți kilometri ați parcurs pe bicicletă astăzi? pe piste făcute de robu și câți pe piste făcute de friți, că friți în afară de ce-a făcut pe lângă uh, pe el, pe acasă, așa la și aia o porțiune era făcută de fapt era de, de administrația de robu, de robu pe Eneas, da? Și pe mai departe a făcut uh, el, a făcut numai ce eram proiectele moștenite de la robu, când n-avea ce face păi trebuia dacă să le dacă facă. permiteți acum să ca să aibă, să le dăm și trolilor ceva da. să lânce, nu? Da. Să facă și unul da. din emisiunea asta omul și-a luat casa cu viziune a văzut unde este păi da. și șosea unde este și pista de biciclete da. și a zis, păi, de aici mi-aș o casă Corect, corect, da? sigur asta, că da bună asta orientare, a f -a f -a sigur Acela, că da și încă ceva, ce am spus pe calea Radului, unde chiar uh, va fi de o beneficitate de neînchipuit, poate o A3 a treia bandă și pentru transportul public, care devine și predictibil în momentul în care are bandă dedicată dar nu poți să-i dedici acolo unde și așa e traficul ultraaglomerat și să scoți o bandă din uh, circuitul general auto. Că e nenorocire, noi trebuie să fim oameni raționali. La a fost cu studii, cu simulări, ce se întâmplă dacă. Eu abordez lucrurile științific, nu așa după cum mă taie capul. Și Liviu este o altă provocare. Liviu este un bulevard extrem de important care leagă zona Calea Șagului unde e foarte multă populație și spun Calea Șagului, am în vedere și Dâmbovița, tot ce acolo, Calea Șagului Est, Calea Șagului Vest, Steaua, Dâmbovița, tot ce vine și din urban, pe acolo da. cu platforma Poziţi. Calea Buziașului. Și atunci acolo am făcut un devede încât în mai puțin de patru minute se ajunge de pe Calea Șagului și până pe la giratoriu de la AEM. Da, aș vrea să reintroduceți pentru că eu, șofer și Unda Verde, care ați introdus-o pe Arieș, unde ați va ieșit proiectul Perfect. în care vreți să-l faceți pe Aradului cu banda unică pentru uh, pentru că tocmai nu știu dacă de ați ales să faceți întâi ar girocului. Banda aia face toți banii care merge către da, stadion. sigur județean, în momentul da, în care da, am făcut da, asta pentru că ambulanțele pe acolo, mergi, din se grăbesc, pe acolo merg se grăbesc firobuzele pe acolo merg, taxiurile pe acolo merg și pista de biciclete este pe trotuar. Pe trotuar. Foarte pe da. scurt. Și uh, numai atât avea să un periviu Rebreanu va fi banda 3 de fapt, dedicată transportului public, cea pe care circulă tramvaiul, când vom moderniza Liviu Rebreanu, că trebuie refăcut, că tot e cu plombe, tot e vai și amar, va fi o lucrare uh, cu un grad de dificultate, dar în orice caz trebuie făcută, atunci... Banda 3 va fi pentru tramvaie, pentru autobuze, pentru taxiuri. Iată, respectul pentru taximetriști, care nu trebuie lăsați să circule în aglomerație bară la bară, ci trebuie să aibă culoare acolo unde este posibil de celeritate. Și pentru clienții lor care se grăbesc, de aia iau taxiul, că se grăbesc să ajungă undeva. Și sunt multe, multe alte lucruri de infrastructură, podurile astea, trebuie să le spun. Wow. Păi e vremea construcției de poduri era încă în continuare mandatului 2 al meu. Pe de avea, sole, da. Podul Solventul, podul Jiu, Podul jiu era la execuție. Podul Ișo, la fel, proiectul făcut Apolo de investitori. A nu investitor. s-a deschis nici până acum strada Podul aia de acces de... nici strada da. nu deschisă deschis-o da. și făcută de atunci și trebuia deschisă și investitorul o avea gata, pregătită pentru a o dona municipalității. N-a vrut să o primească. Înainte a unui mesaj final către alegători, aș merge mai departe decât provocarea lui Mircea, foarte pe scurt, în câteva fraze doar. Timișoara este percepută, a făcut act de, de această emblemă de-a lungul timpului, drept capitala banatului, capitala regiunii de vest a României din punctul meu de vedere, se achită și nu prea așa cum ar trebui de ceea ce ar trebui să fie în raport cu axa asta, Timișoara, Lugoș, Caransebeș, Reșița, evident, chiar până la Severin, pentru că primul banat istoric atunci a fost atestat în perioada banatului de Severin și în continuare realitățile social-economice cam pe această axă curg. Ce poate fi făcut, și îl întreb acum și pe uh, cel cu experiență universitară atât de grea de plină, uh, pentru că de aici pot pleca foarte multe, din zona universitară, Sigur. ca centru universitar, ce poate fi făcut ca să ne achităm cu adevărat și să purtăm cu adevărat uh, și cu fală uh, acest titlu de capitală a întregii regiuni? Sigur, centru universitar Timișoara trebuie să se dezvolte, vom dezvolta, noi vom sprijini dezvoltarea pentru că sigur atribuțiile nu sunt la nivel de primărie și pentru uh, învățământul uh, uh, profesional este un proiect în care și primăria e partener, uh, colegul Dan Diaconu este conceptorul lui în colaborare cu universitatea, cu mai universitatea Politehnică, cu mai bine, multe bravo. instituții pentru uh, un învățământul profesional dual după modelul nemțesc și Vom crea meseriași adevărați, sprijinind asta noi ca municipalitate, de pe tot acest areal, pe de altă parte, sigur că Timișoara trebuie să se manifeste și în plan cultural, ca o adevărată uh, capitală macro-regională, se spune. Ca o mare Timișoară și astfel. nu ca o mică Vienă. ca o mare da. Timișoară care să îmbrățișeze cu adevărat zona din sigur, toate Sigur, sigur că, că da. Și am în domeniul culturii, dar nu mai avem timp să vorbim despre asta, o mulțime de de proiecte culturale, de idei uh, pentru uh, cultură și iarăși ajungem la mobilitate. Toată, tot acesta real poate să aibă o trăire uh, corespunzătoare, să zic, da, de, de puls suficient de sănătos, dacă rețeaua de mobilitate este una care uh, e corespunzătoare. Și șosele, trenuri, șosele, motor, trenuri motor, trebuie să folosim, da, toate uh, mijloacele. Trebuie, în primul rând, infrastructura de rulaj, da, pe care ferată, pe uh, carosabile, trebuie să fie pusă la punct și, uh, evident, mijloacele de transport în sine. Și se poate, dacă ai pretenția de capitală, să nu fii port drapel acolo, îi coagulezi și pe alții alături de tine corect, să se implice. Corect. Un mesaj de final pentru cei care. Așa, ne urmăresc. înainte de mesajul de final, m-am vorbit despre tineret, că e la mare preț în tot programul meu de guvernare locală. N-am exemplificat cu suficiente lucruri. Și permiteți-mi câteva zeci de secunde, odată tocmai am vorbit despre o agendă culturală care va fi spectacol, să zic așa, uh, infrastructură pentru cultură care va fi la alt nivel decât a fost până acum, că toate erau proiecte lăsate, dar din păcate niciunul nu a fost final. Mă rog, au fost uh, cinematograful Victoria și cinematograful Timiș din acel, acel ansamblu de, da. de proiecte. Așa. Evident că programul cultural trebuie să fie unul cu care să rezoneze sufletele tinerilor înainte de orice, dar pentru toate vârstele îl, îl facem și pentru toate uh, gusturile. Nu mă refer numai la uh, muzică, ei, dar crește, grădinițe și școli, tinerii se căsătoresc, tinerii trebuie să fie uh, uh, ajutați și să uh, aibă curajul să facă copii. Să le fie ușor cu copiii. Asta înseamnă creșe, grădinițe, școli și programul educație cu componentele sale creșe, grădinițe, școli este extrem de ambițios. Vedeți, nu mai sunt obiective, pasaje, nu știu câte pe care să le facă primăria. Sunt pasaje pe care le-am convenit cu CNCFR-ul să le facă ei și le vor face. Primăria are pasajul solventul ca urgență și atât. Și atunci banii pot fi folosiți pentru ceea ce spuneam. Nu se compare și cât costă, viații. sigur, cât costă un pasaj cu cât costă o creșă. Putem să facem o mulțime de creșe. Păi, sigur, tot pentru tineri, pentru copiii tinerilor, parcul copiilor, grădina, zoo, toate astea vor fi duse la cu totul și cu totul alte e, cote. Dar pentru că nu mai avem timp, atunci dați-mi voie să mă adresez Bărădă. celor care ne-au urmărit așa în mod mai special, acum spre final de campanie electorală. Mai este o săptămână și vom și ști rezultatul alegerilor, stimați timișoreni, mă uit în cameră așa ca să fie privirea mai directă, scuze că nu mă mai uit la dumneavoastră realizatorii, Stimați timișoreni, 9 iunie va fi o dată extrem, extrem de importantă pentru Timișoara. Orice moment de alegeri este important, dar aceste alegeri cred că sunt în mod special mai importante. Din păcate, Timișoara s-a mișcat în jos pe un tobogan în acești ani. Este timpul ca noi, timișorenii, să ne unim și să votăm pentru a schimba acest curs spre căderea orașului nostru. Noi trebuie să redevenim orașul florilor, orașul dinamic, cu dezvoltare, orașul cu o ridicată calitate a vieții, cu locuri de muncă stabile, bine plătite, cu securitate, să putem să umblăm iarăși la orice oră din zi și din noapte, fără să ne fie frică de ce se întâmplă cu poșeta noastră, cu buzunarele noastre sau și mai și. Înțelegeți la ce mă uh, refer? Toate astea le putem obține dacă vom vota pentru schimbare. În ceea ce mă privește, nu sunt un necunoscut pentru dumneavoastră. Nimeni nu-i perfect. Am făcut greșeli, cum am mărturisit de mai multe ori, dar greșeli atitudinale și față de oraș n-am greșit și am fost trup și suflet dăruit binelui orașului și am muncit enorm. Am această disponibilitate, am puterea, am energia de a face și plăcerea pur și simplu de a face și în continuare toate eforturile necesare pentru ca orașul nostru să recupereze cât a pierdut în acești patru ani și a pierdut enorm și fondurile europene și pe toate coordonatele și să devină, din nou ce-a fost și mai mult decât atât. Asta numai împreună putem face, numai cu mobilizare. Nu vă mai lăsați păcăliți. În 2020 un ambalaj excepțional confecționat a ademenit foarte multă lume de bună credință, care au considerat că ce li se oferă chiar este, ce li se propune chiar este real așa. După patru ani cred că Oricine stă cu mintea limpede, cu ochii deschiși deschiș și analizează rațional ce s-a întâmplat, nu emoțional, își dorește o schimbare. Vă garantez cinste, corectitudine 100%, dedicare pentru oraș 100% și eficiență. Până la urmă, experiența pe care am dobândit-o și competența pe care o pretind creată prin studiu și prin experiență, cred că vor trebui luate în considerare și vă garantez că le voi pune în serviciul orașului, în sine și în serviciul dumneavoastră, ca trăitori, alături de mine și eu, alături de dumneavoastră aici. Votați, Nicolae Robu, poziția 1 pe buletinele de vot. Domnule Robu, vă mulțumim uh, pentru toată discuția din uh, această seară. Vă urăm mult succes. Uh, Mircea, dacă ai ceva da adăugat... Și eu vă mulțumesc foarte mult. Pe vă mulțumesc frumos, am îndurora, vă mulțumesc și vă felicit pentru prestația dumneavoastră de jurnaliști, de bună credință și iubitor de Timișoara, cum sunt și eu. În continuare, rămâneți binevenit la podcastul PGA pe pe oricând. Mulțumim încă o dată, vă mulțumim și vouă, dragi prieteni și mai puțin prieteni, o seară cât se poate de frumos și neapărat prezență la vot peste o săptămână.